Bine v-am găsit la alt episod de Genshin Impact. Astăzi să vorbim despre bannerele din 4.6, mai precis decât bannere, o să vorbim despre doamna Arlecchino. Doamna Arlecchino deja, din punctul meu de vedere, se știe ce face în complet combo. O să vă explic tot astăzi cum funcționează ea și, din presupunerea mea, deja se știe chiar și 4-star-urile din imaginea care vedeți. Sincer, ca 4-star, așa cum vedeți, o să fie Ferminet, Linet și cred că un Benny, că nu a venit de mult. Cum știți, avem în prima parte pe Arlecchino, pe și Linet. În a doua parte avem pe Wanderer și pe Baizu. Sincer să vă spun, a doua parte, punctul meu de vedere, este un mare skip, dar să nu trecem departe de subiect, că astăzi subiectul nostru o să fie Arlecchino. Pur și simplu întrebarea cea mare: ce face Arlecchino, cum funcționează, cum știu dacă se merită sau nu? Haideți să vedem. În timp ce o să vorbim despre Arlecchino, o să vedeți video de la prezentarea de la 4.6 și o să-mi iau direct referință cu ea, pentru că cam așa o să funcționeze, o să fie omogenă la abilități, la basic-uri, la element skill-uri, la ultimată, nu contează ce, pur și simplu o să fie un fel de a dansa cu ea pe teren ca de păsâm. Și să nu uităm că se poate și specifica să o să meargă chiar și sub DPS cu setul de Golden și DPS cu setul ei. În continuare, hai să vă prezint exact combo care l-are. Combo la care l-are e: orice fight începeți cu element skill-ul activat, după aia dați charge attack-uri, basic attack-uri în continuare, pentru că stamina care ea consumă este foarte puțină, încât puteți spama foarte, foarte, foarte mult. După ce sunteți low HP sau vreți să terminați fight-ul, depinzând că știți că ultimata dă mai mult damage cu cât e low HP inamicul și în același timp face chiar numere foarte, foarte, foarte mare, bazând pe baza atacului ei și HP-ului, putem spune că ultimata este sursa de execute a ei. Să nu plecăm departe de stilul ei de a face combinații între alte caractere și ea, pur și simplu ea și independentă și singură și jucate la monopyro și jucate la vape și jucate la chiar și la overload, o să facă niște numere exagerate de mare. De aia mă aștept să fie chiar top 3, mai ales pentru că damage-ul, și în același timp este chiar la Arlecchino, nu o să dezamăgească, pentru că are niște numere extrem de mare. Cum puteți vedea în imagine, aici arată foarte bine, dă ultimata în video ăsta ca să-și facă HP-ul în timp ce e low. Dar acest lucru nu depinde neapărat dacă sunteți low HP sau sunteți full HP. În mod normal, ultimata este folosită ca să luați execute-ul la inamic, să-l omorâți cât de repede, pentru că face foarte multe daune și vreau să specific la foarte, foarte, foarte multe daune. Mai mult despre Arlecchino e că vine pe 24 aprilie și nu mai este mult de așteptat, care este foarte puțin. Mai poate zbura peste apă, mai poate zbura în general și durează cam de două ori mai mult decât charge attack-ul la maxim al unui Novlet, care, din punctul meu de vedere, este extraordinară pentru a explora. Cu asta fi spuse, Arlecchino vă spune un mic papa până vine ea și bannerele cu domnișoara. Mulțumesc de urmărire și ne auzim la următoarea. Pa, pa!